România se află pe locul 9 în ceea ce privește risipa de alimente, deși nu este una dintre cele mai bogate țări din Uniunea Europeană. În România actual, aproximativ o treime din produse sunt irosite. Nu există, din păcate, o statistică exactă în ceea ce privește cantitatea de mâncare pe care o aruncă românii. Se estimează însă că anual se aruncă peste 2,2 milioane de tone, ceea ce înseamnă că peste 6.000 de tone de alimente ajung la gunoi în fiecare zi. Ieri la Primăria Romană a avut loc un workshop pe tema risipei alimentare, organizat de Fundația Terra Mileniul 3, la care au participat reprezentanții unor agenți economici din lanțul de producție, comercializare alimente, reprezentanții ai societății civile, cadre didactice. Astăzi se lansează proiectul Romanul Prețuiește Mâncarea. Este un proiect unic la nivel național. Practic este prima inițiativă de acest gen și noi suntem bucuroși că la Roman am găsit deschiderea necesară. Ce ne propunem prin acest proiect este să demonstrăm că și noi putem în România să facem niște pași înainte în ceea ce privește reducerea risipei de alimente, mai ales în contextul în care avem obligații și ținte, atât la nivel global, la nivel mondial mă refer, pentru că astăzi o să vorbim și despre agenda Națiunilor Unite, și la nivel european, pentru că aceste obiective la nivel global au fost preluate de legislația europeană. Iar prima noastră țintă este să reducem cantitatea de alimente care se risipește la jumătate, până în anul 2030. Pentru asta trebuie să facem niște pași, pentru că lucrurile nu se întâmplă peste noapte. În primul rând să vedem care sunt mecanismele, cum putem să reducem mâncarea. Pentru că avem pe de o parte mâncare care se aruncă și pe de altă parte oameni care au nevoie de această mâncare. Studii făcute la nivelul consumatorilor arată că 24% din cantitatea de deșeuri este mâncare gătită, 22% fructe, 21% legume, 20% pâine și produse de panificație, 11% lapte și produse lactate, 1% produse din carne și 1% alte alimente. Statistici sociologice recente arată însă că în România peste 200.000 de copii se duc zilnic la culcare flămânzi, iar 70% dintre familiile din mediul rural nu pot asigura copiilor sub 5 ani o dietă minim acceptabilă. În aceste trei direcții sunt acțiunile concentrate. Odată către gospodării, să învățăm populația să se comporte altfel față de mâncare, pe de altă parte în lanțurile de retail și în serviciile de primire, să zicem așa, da? Catering, cantine, restaurante. Deci, practic, noi aici ne concentrăm atenția, iar la finalul proiectului am dorit să facem ca aceste rezultate pe care le vom, zic eu, avea cu succes la Roman, să fie multiplicate la nivel național. Proiectul Romanul Prețuiește Mâncarea face parte din obiectivul de dezvoltare 12, consum și producție responsabile, și se înscrie în programul european DIR. Este primul proiect de acest gen din Moldova și fundația care a organizat workshopul de la Roman speră să-l poată multiplica și în alte județe și localități.